varianta aia. Am tăiat-o pe asta, nu chiar ați fost greșit. Așa. Și eu acasă i-am arătat, i-am făcut deci, în două moduri, să vadă că e același rezultat. Sigur. Dar el e fac deci, sat pe eu m-am dus sus și am adunat cu astea cu plus, da? 0 și cu 6. Da? 6. 5 cu 8, 13. 3 și cu 7, 10. 3 și cu 4, 5. Și în felul ăsta am zis, suma acestor două, care e 5.036, minus X, plus, da, plus 927, egal cu 3.503. Și acum, scăzătorul, adică paranteza asta, X plus 927, este egal cu? 5.036 minus 3.503 x plus 927 egal cu 6.003 da. 3 minus 0.3 0 minus 5 poate ne împrumutăm 10 minus 5 0.5 4 minus 3 1 x egal cu 1533 minus 927 x egal cu 3 minus 7 minus 4 ne împrumutăm 10 minus 7 36 da. 2 minus 2 0 da. 10 minus 9 1 și cu 4 5 și cam atât. Deci cât până aici? 506. 506, da? Da. Deci din 1500, este din 900, deci 506 este rezultatul. Mai vedem o dată aici? 3, 7, nu se poate. 16, 6, 2, 6 cu 7, 3 și 1 reținem, 0 și 2. Și 9 din 15. Din 14, nu? Că ne-am împrumutat. Dar am împrumutat, dar nu ne-am împrumutat. Nu ne-am împrumutat. 6, 6 și cu 7, 3 și 1 reținem. 0 și cu 2, 2 și cu 1, 3. Și 5 cu 9 face 5. 5 cu 9 face 14. Aha. Și ne-am împrumutat de la 1 minute. Nu, deci da? 5 și 0. Nu, că este 2 minus 2. Fost 2 minus 2, 0. De la 5. Deci ne-am împrumutat de la 5, nu. De la 5, nu. De la 5, nu. Nu. Și atunci 15 și 9? 9? 6. 6. Da? Atenție. Bun. Trebuie să fim foarte atenție. O chestie așa mică și ce știm ce am pot fi la profesor, da. Am una, cred că... cred că am făcut corect la ea. Da? Nu știu dacă e cum se gândește ea. Da? Te rog. Paranteză. Da. 7837 minus, minus X. Minus. X. Închide paranteza, minus 5784 5784 minus X minus X da. Egal cu, închide paranteza, 1059 puneți în paranteză și 5784 minus X. Asta, așa, asta e a doua paranteză. A doua paranteză, da. Da. 1059 egal cu 1059 1059. Doamne profesor, i-am făcut așa. Am cuplat cei 2x și am făcut 2x. Am scris 2x. Acum ai scris tu 2x. Am făcut 7837 minus 5787. Mi-a dat un rezultat. Minus 1059. Mi-a dat alt rezultat și împărțit la 2 în 2x. Nu știu dacă e greu. Da. Hai să o luăm așa, ca și cum... Asta e, ăsta e descăzutul și asta scăzătorul. E scăzătorul. Nu știu mica. Descăzutul și scăzătorul. Cum ar fi atunci descăzutul, sau cum spui tu, descăzutul ar fi egal cu rezultatul plus scăzătorul, nu? Da. Poate să fie așa, da? Deci, încă o dată, descăzutul egal cu rezultatul scăderii. Diferența plus scăzătorul. Exact. Rezultatul scăderii, adică diferența plus scăzătorul, da? Ei, hai să transcrim asta, că 7837 minus X, că el singur nu are rost să-l mai pune în paranteză. Dar putem să facem așa, 7837 minus 5748, dacă e corect, așa cum am făcut eu. Da, dar eu vreau să găsim partea logică.
Pentru că așa la 2x și așa nu i-am înțeles eu. Nu i-am înțeles și atunci eu vreau să merg așa. Ăsta e descăzutul. Hai că vom în alt mod. Ăsta e scăzătorul. Da? Totdeauna știi că atunci când ai dreptate, eu țin neapărat la asta. Dar aici, ca să nu mă încurc nici eu, și te-am văzut și pe tine nehotărât, atunci ca să nu mă încurc, am zis așa, ăsta e descăzut, ăsta e scăzător și ăsta e rezultatul sau scăderea, nu? Și acum cum? Descăzutul, scăzător și rezultatul. Da. Rezultatul. Și atunci, descăzutul înseamnă cine? Egal cu rezultatul plus scăzător. Deci egal cu rezultatul, adică 1059, plus scăzătorul, adică plus 5784. Este 4 de fapt. Așa? Și minus X-ul, nu? Minus X, adică toată paranteza. 784, așa pare. Da, da. Ei, acum urmărim să vedem ce putem face, pentru că putem face adunarea asta. Da? Putem face asta. Da. Și ce ar urma să facem adunarea? Ar urma... copiem până la egal, nu? Exact. 7837 minus X. Minus X este egal cu 9 plus 4, 13, 3 nu reținem, 5 cu 8, 13 și cu 1, 14, 4 și 1 reținem, da. 0 și cu 7, 7 și cu 8, așa, 1 8. Plus 5, 6. 1 și cu 5, 6. Minus X. Minus X-ul. Minus X. Bun. Deocamdată nici mai am greșit și tu. Descoperi o greșeală acum? Nu. Nu găsesc nici o greșeală în asta. În clipa asta, ieșitul acesta, nu, din asta scădem X, aceeași lucru, de cealaltă găsim aceeași, scădem aceeași lucru și dă rezultatul așa. Nu se poate. Păi nu? Da. Da. Deci nu se poate, este o greșeală în ieșitul. Și iată care e greșeala. Dacă aici în loc de minus X ar fi fost plus X. Atunci ieșitul merge. Deci dacă în loc de minus X ar fi fost plus X, hai să-l modificăm cu plus X, atunci merită să ne ocupăm de el. Dar tu ai înțeles înainte, că nu avea rost. Dar putea să meargă cum am făcut eu. Păi da, dar este o greșeală. 2x. Dar de unde zici tu 2x așa? Ah, el se scade. Da, dar el îi sunt paranteză, nu? Da. Dacă aici era cu minus era minus. X, da? Dacă nu erau paranteze, îi putea să le adune, nu? Minus X și cu minus deci dacă X. Dacă ar fi fost aici, dacă nu ar fi fost paranteze aici, ar fi fost minus X cu minus X, minus 2 de X. Dar așa minusul ăsta și cum ăsta care era deja cu minus, o să vezi mai târziu că se transformă în plus el. Și de aceea, minus X cu plus X face 0. Și este o greșeală. Deci de aici se vede că e greșeală. Cum? Așa e, minus, cum l-a dictat el. Dar e o greșeală de descriere. Da, că n-are cum acum, să dea egalitatea. Așa, aici nu se poate să fie din numărul să scădem același. Dar ce să facem? Așa încercăm, să vedem dacă ne dă același lucru. Păi nu se poate, uite că gândește egalitatea așa și scădem același lucru din talentele astea, ar trebui ca numele peste să fie egale. Exact. Ori numele 7837 și cu 6843 nu sunt egale. Da? Că era cu minus aici. Cu minus. Da? Țineți minte. Deci, din motivul acesta, ieșitul nu poate fi. În termenii mai de... așa, X cu X se reduce de o parte și de alta. Da? De o parte și de alta. Și atunci nu este, nu e egalitate. Și nu e egalitate, este aiurea. Cred că e greșit, e greșit. Da, sigur că da, e greșit. Și atunci, unde e greșeala? Ne întoarcem și greșeala este aici. Deci nu este aici. Minus, era plus. Și vine plus X aici. Așa. Și atunci vine plus X. Și în clipa asta merită să ne ocupăm de exercițiu. Acum, și totuși pentru nivelul lui, cum îl abordăm? Că este un moment mai... Odată îl adun, odată îl scaz. Așa. Aici trebuie să vedem cum gândim. În clipa asta putem să gândim că asta ar fi scăzătorul. Asta e rezultatul. Da.
Și ca și înainte, descăzutul este egal cu cine? Cu rezultatul plus scăzătorul. Da? Așa trebuie văzut, pentru nivelul lor. Da. Deci descăzut este egal cu rezultatul plus scăzătorul. Și adună de... iarăși pe x, nu? Sigur, și 2 de x. A, de acolo vine 2x, acum. Și atunci vine 7837. 7837 egal cu 6843, 6843 plus x-ul ăsta care era și plus încă un x ăsta de aici. Așa. Da, ca să înțeleagă toată lumea, deci e vorba de rezultatul de până aici. Da. Și plus x-ul ăsta care este scăzător. Și acum spunem că 7837 va fi egal cu 6843 plus 2x. Da? Și 2x ăsta va fi egal fiind un termen al adunării. 2x egal cu rezultatul adunării 7837 minus 6843 843. Și atunci 2x va fi egal cu 4. 4 din 13, 9. 8 din 17, 9. Nu? Și atât vine. 6, 6, 0. 994. Nu mi-a dat și mie, dar mi-a dat 4. El urmează în continuare, nici nu ne urmărit pe noi. Și mi-a tot atât a iutat. Ce nu, păi, da, mi-a dat 497. Da, fii un pic atent. Da? Deci, fără să faci modificarea asta, care ai făcut-o da. Noi, ce ieșițiul nu este corect. Tu dacă m-am făcut pe tablă? 994? Da, mi-a dat dacă am scăzut ăsta cu ăsta. Atâta. Atâta mi-a dat. Și trebuia să le împărțim la 2, ca exact. Să un x. Exact. Și x-ul va fi egal la aici, cu cine? Da, da. 497. Atâta mi-a dat. Da, dragule. Dar, repet, când ai făcut 2x acolo... Am făcut pe... cum am făcut domnul profesor? Deci eu am făcut 7837 minus 6843. Da. Dar 994. L-ai lăsat pe x-ul ăla de acolo și l-ai dus pe celălalt, cum te-am văzut, domnul, cu se-am schimbat. Așa, și 2 de x. Și 2x, pentru că 2, 994 împărțit la 2, da, da, da. Dar nu suntem... După ce am făcut corectura... Ieșițiu. Da. Cu corectura făcută, așa? Parcă, da, înainte, fără corectură făcută, nu. Nu avea rost să gândim ieșițiu. Deci 2x, așa rezultă. Acum, conducerea dintr-un membru celălalt și cu semn schimbat este o problemă mai greu de înțeles. Da, da. De aceea, eu am mers și am zis așa, că ăsta e descăzutul, scăzător și ăsta e tot rezultatul. Și atunci, descăzutul este egal cu scăzătorul, care este 6843, plus x-ul, x. Cum este el, da. Tot, și plus, plus x plus celălalt. Scăzătorul. Scăzătorul. Este cum ai spus tu, că adunăm pe x-ul ăsta cu semn schimbat, dar cu semn schimbat acolo trebuie justificat prin felul ăsta de a gândi. Mm-hmm. Da? Mm-hmm. Modul ăsta de a gândi. Și în final, ne ajungem exact acolo, 2x egal, x-ul egal cu ceea ce am văzut, 497. Da? Deci aici da. Trebuia o corectură. Da, este același rezultat, dar repet, după corectura făcută. Exact. Acum, da, și, și fără corectură. Fără corectură nu era bine să obțin, am zis, am găsit 2x și acela. Era minus x și plus x și acolo făcea 0. Da. Deci din cauza asta. Minus da. X plus x. Exact. Da, te rog. Mă gândesc la un număr. Scad din el diferența numelor 1327 și 6348. Deci, dintr-un număr x, scădem din el diferența numelor. Așa zic, scădem diferența da. Numelor. Știi care? 8327 da. Minus 6348. 6348, da? Și obțin egal cu 4029. 4029. Care este ce număr nu am gândit? Asta e relația. Din x, neștiut, scădem diferența x minus da.
x minus 1327. Cât facem? Hai să facem diferența, ai zis tu. 7, 8 din 7. Ca să facem scăderea, să facem dezvoltare. 6 din 7 nu se poate, ne promităm. 10 minus 8, 2 și cu 7, 9. Așa, deci 9 la unități. 1 minus 4 nu se poate, ne promităm. 10 minus 4, 6 și cu 1, 7. Da. Spune 7. Aici 4? 7. Alo. O să sunați un timp mai târziu, că sunt unul lor de matematică acum. Da? Deci cât ai zis aici? 7. Da. 3 minus 3, 2 minus 3 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 3, 7 și plus 2, 9. Așa. 7 minus 6, 1. Egal cu 4029. 4029. X este egal cu 4029. Da. Plus 1979. Așa. Este egal cu 9 minus 9, 8. Se spune ce 8 și 1 reține. 12 cu 7, 9 și cu 0, 1 reține. 0 și cu 9, 9 și cu 0, 1 reține. 4 și cu 1, 5 și cu 1, 6. Așa. Și l-am găsit pe X, nu? X. Dar ce numărul căutat este 6.008. Mai am. Suma 3 numere este 4.584. Deci... A plus B plus C, nu? Este 4.000? Cât 4.000? 4.584. 584, da. Suma primelor două numere este 2.785. A plus B. Egal este cu... egal cu 2.785. 2.785. Iar a treilea număr este cu 6.899 mai mare decât al doilea. Află cel trei numere. Deci, prima am înțeles-o. Numărul 3, da, suma lor, 4.584. Da. Urmă, primele două adunate. Ai spus un pic. Da, plus B plus C egal 4.584. Da. Da. Că... primele da. Două. Egal cu 2.785. Iar 5, ce egal cu al treilea este cu, este cu 6989, 689, da, mai mare decât B. Adică dacă e cu atâta mai mare decât B, da, ce înseamnă? Al doilea, da, da, decât B. Ce înseamnă? Adică B plus 689. Deci B plus 689 ca să facă pe A, da? Ca e cu atât mai mare. Ca să facă C-ul, da? Deci vine B plus 600, încă o dată m-am greșit. 689. Deci, C-ul, B-ul e mai mare, îți parcă așa, da, nu? Al doilea e mai mare decât al treilea. Nu, al treilea e mai mare decât al doilea. Pentru că B plus 689 e egal cu C. Deci al treilea este cu 689 mai mare decât al doilea. Da. Așa. Deci la al doilea trebuie să-i punem 689 ca să ajungem la valoarea lui. Putem să aflăm cât are C-ul. Cum? 4.584 din total. Scădem 2.785 unde nu se află C-ul. Așa. Deci A plus B tu știi că fac, da? Da. Și atunci aici ai aflat pe ce? Din ăsta două, deci da, rezultă cât 4.584 4.584 minus 2.785. Așa. Este egal cu 4 minus 5 se poate ne împrumutăm. 10 minus 5, 5, 4, 9. Așa.
7 minus 8 minus 4 ne pronunțăm. 10 minus 8, 2. Și cu 7, 9. Da. 4 minus 7 minus 4 ne pronunțăm. 10 minus 7, 3 și cu 4, 7. Da. 3 minus 2, 1. 1799. Aha, pe ce? Ce? Adică ca să ne fie mai ușor, lăsăm pe B. Cu ce o știut? 1799. Ne ducem aici, minus. Da. Deci pe ce știu acum chestia? 1799. Și tu spui acum, lăsăm de aici pe B. B egal cu cine ai spus? B egal cu 1799. Minus 689. Pentru că lui mai trebuie ca să ajungă la ce? 689. Deci, minus. Deci e clar că dacă înlocuim B-ul va fi egal cu ce? Minus 689. Da? Deci egal cu 1799 minus 689. 990, 9-1. Da. Deci 90, 981. 761 și 1-0-1. 1110. Au. 2785. Unde să ne ducem? Aici, în relația asta. Da. Deci vine A plus B o care știm, plus 1110, egal cu 2785. Și de aici rezultă că A va fi egal cu 2785 minus 1120. Așa. 1110. Așa. Și cât face la scădere? La scădere face 5, 7, 6, 1. 1775. Da. Mai am încă două probleme. Suma 3 numere este 6425. Deci A plus B plus C egal cu 6425. Așa. Ultimele două numere, adică C, B plus C. B plus C, da. Este... fac 4713. 13, da? Da. Iar primul număr este cu 1272 mai mic decât al doilea. Așa. A egal. Da. B. Da. Minus. Da. 1272. Sau lui A i-adăugam 1272 ca să fie încă la B. Dar tu ai făcut foarte bine. Acestea sunt relații. Cum procedăm? Sigur, știi B plus C. Și de aici, din ăsta două, rezultă că A va fi egal cu, vorbește. 5 minus 3, 2. Să scrie relația, e bine să scrie 6425 minus 4713. 5 minus 3, 2. 2 minus 1. 4 minus 7 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 7, 3 și 4, 7. Da. 5 minus 4, 1. Exact. Asta este A. Putem să aflăm B-ul. Cum? Spune-ne aici de sub că A-ul am găsit. 1712 da. Plus 1272. Și atunci din astea două, B-ul va fi egal. B plus 2, 4. 1972. Și face că 2984. Și dacă am găsit pe A și pe B, cum am găsit pe C? Înlocuim pe B în a doua relație. În a doua relație. B plus C. Avem așa. 4713 minus 2914. Deodată, tu știi ce e egal cu, nu? Da. Dar la redactare, îi vine să spui așa. B plus C, ca să vadă cel care corectează.
B plus C este egal cu, avem 4700, așa trebuie de acasă, deci, 713. Și dedesubt, B-ul știu cât este, și anume cât l-am găsit noi, 2984. Și de aici, din area 2, vede corectorul că tu ai zis de aici că C este egal cu 4713 minus 2984. Adică C-ul va fi egal cu? C este egal cu... Așa te scriu, 4713 minus 2984. C este egal cu 3 minus 4 minus 4, ne împrumutăm. 10 minus 4, 6 și cu 3, 9. Așa. 0 minus 8 minus 4, ne împrumutăm. 10 minus 8, 2 și cu 0, 2. Așa. 6 minus 9 nu se poate, ne împrumutăm. 10 minus 9, 1 și cu 6, 7. Așa. 3 minus 2, 1. Asta este ce? Și am aflat toate cele trei tabele, A, B și C. Mai am ultimul. Te rog. Diferența dintre două numere naturale este 1745. Deci A minus B. A minus B este egal cu 1745. A minus B este egal cu 1745. 1745. Știm că diferența este 1540 mai mică decât scădătorul. Află descăzutul. Gata. Deci știm A. B este egal cu. Da, n-am urmărit-o. Mă scriu relația care ai spus-o tu. A. B. Așa. Este egal cu 1745 minus 1540. 1540. Asta e dat de autor? De autoritate, da? Da, dar unde minus 1540. Diferența este cu 1540. Și mai mică. A, diferența? Da. De B-ul. Da, de B-ul. Scăzătorul spune. A. Știm că diferența este cu 1540. Mai mică decât scăzătorul. Așa. Și tu ai tradus că B-ul este 1745 minus 1540, da? Nu, plus. Păi, hai să vedem ca să înțelegem că acum le-ai zis plus, minus și eu știi n-am că diferența bă. Este cu 1540 mai mică decât scăzătorul. Diferența e cu 1540 mai mică decât scăzătorul. Adică ei diferenții îi aduni. 1540. Așa. 5 cu 0, 5. 4 minus 4 plus 4, 8. 7 plus 5, 2. 1 reținem. 2 și 1, 3. 2 și cât ai zis? 3. 3290, da? Ăsta este B-ul. Și acum? Da. Nu este 9 acolo. Ștergeți 9 la 90. Este 8. 8, că ai zis 0. 5 cu 0, 5, așa, 4 și cu 4, 8, așa, acum e bine, da? Da. Și acum, cum l-a aflat pe A? A, 1745. Păi, hai să scriem așa, ți-am mai spus la redactare. Nu, A minus B egal cu 1745. Și egal. Și că B-ul este egal cu 3285. Și din cele două spune acolată, A-ul va fi egal cu? A egal cu 3285, da, plus 1745. Este A egal cu 5 cu 5, 0, nu reținem. 8 cu 4, 2 cu 1, 3, nu reținem. 2 cu 7, 9 și cu 1, 0, nu reținem. 3 cu 4, deci 3 cu 1, 4 și cu 1, 5. Ai zis 5 cu 5, 0. Da. 8 și 4, 12 și cu 1, 13. Da. 7 și cu 2, 9 și cu 1, 10. 0, 0, 0 și 1, reținem. Da. Scrie 0. Da. Și 3 plus 1, 4 și 1, 5. Cu 5. Deci este 5030, este A-ul. Deci am aflat și pe A-ul și pe B-ul. Practic, asta ce era problema.
Ce mai ai în continuare? Mă, stai să văd acum avem... Unde? Acolo. Ai o mai avea? Asta da. Diferența a doua numere este... Diferența a doua numere naturală este 3555. Deci, diferența de numere A minus B egal cu 3555. 3555. B da. Este egal cu cuprins între 4457 și 4600, adică 457 și 460. B-ul-i cuprins, ai zis așa, nu? Între 4.000... Dar mai scrieți! Da? Că 4.500... Nu-i 4.000 mare. 458. Între 458 și... B este egal cu 4.558. Citește întâi problema. Diferența două numere este... Diferența două numere naturale este 1986. Iar scăză... 1900... Mi-ai zis 3.555. A, 3.655. Iar scăzătorul este cu 56 mai mare decât diferența. Cine care este parte? Scăzătorul? Așa, da, da. Hai, reia. B. E diferența. Scăzătorul este... Cu 55 mai mare decât diferența. 56. Mai 56. Mai mare decât diferența. Adică B-ul este cu 56 mai mare, deci din el scădem pe 56 ca să ajungem la 3555. Sau, altfel spus, B egal cu 3555 plus 56. Ai zis că B-ul scăzătorul. Da. Da. Dar să vedem dacă am traduit bine. Ce spuneți? Diferența? Nu. Scăzătorul este cu 56 mai mare decât diferența. Dacă e mai mare, din el, dacă am scăzut 56, l-am făcut egal cu diferența. Diferența dintre cele două. Deci este corect. Sau altfel spus, lui B trebuia să-i spun lui 3556, îl dumeam pe 56. Deci de aici rezultă că B egal cu 3555 plus 56 și ne dă... Și ne dă 3611. Da. 3611. 611, da. Asta este B. A minus B. Da. Minus B este egal cu 3555. Da. B egal cu... Și de sub B-ul... 3611. A egal cu 3611 da. Minus 3555. Plus. Deci dacă B-ul este ăsta, atunci descăzutul s-a dură. Plus. Minus cu 56, minus cu 56. Da. 6 plus 1. 6 plus 5, 1 și 1 reținem, 3 cu 3, 6 și cu 1, 7. 7.166. Și A, și B-ul sunt aflate, da? Da. Nu mai nimic. Hai să facem și noi un exercițiu, ca să ne refacem. Ia uite, să spunem așa, 5 minus X plus 7 minus 2 minus 3.